Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru weekend. Să știți că este un weekend de putere, un weekend în care vom avea curajul să acționăm. Și poate să fie și un weekend puțin malefic, să știți. Tot se menține acea energie, cum că suntem puțin treziți la realitate, ni se mai luminează așa mintea, ușor, ușor. Doar că, vedeți voi, este un weekend în care cu toții vom intra în contact cu foarte mulți oameni, cu siguranță ne vom face planuri pentru viitorul nostru și unii e posibil să ne cam schimbăm planurile de viitor, pentru că, așa cum spuneam, este un moment în care avem curajul necesar și avem și forța necesară să ne schimbăm viața. Chiar dacă este vorba despre rutina zilnică, chiar dacă este vorba despre acel moment în care spunem hai să vedem unde anume îmi pierd eu energia și să las lucrurile alea în urmă și să mă concentrez pe altceva. Să știți că schimbările în viață, da, încep cu rutina zilnică, încep cu schimbările mici, nu cu alea mari. Da? Foarte rar atunci când spui așa deodată, peste noapte, gata, de mâine, nu știu ce, schimb tot. Da? Și aia e bine, da? Dar în general totul începe așa ușor, cu rutina zilnică, de acolo apar schimbări. Spun asta pentru că este un weekend în care, așa cum ziceam, viitorul o să conteze pentru fiecare dintre noi, că este viitorul unei relații, că este viitorul nostru profesional, că este viitorul unei prietenii, că este viitorul familiei. Cumva deja începem să vedem lucrurile altfel. Și repet, din punctul meu de vedere, este un weekend extraordinar de bun pentru toată lumea. Da? Chiar este un weekend bun în care ușor, ușor se mai rezolvă lucrurile. Doar că, știți cum, ziua de sâmbătă vine cu acea conjuncție între Marte și Soare la grad exact, care oricum deja se simte de ceva timp, o să se simtă și săptămâna viitoare, doar că momentan, ce să vedeți, mai ales în ziua de sâmbătă, putem să vedem niște lucruri care să ne surprindă destul de mult. Da? Este bine sâmbătă să fim puțin atenți la iluzii, la exagerări și este foarte bine în ziua de sâmbătă să ne concentrăm puțin și pe partea aceasta de detalii, pentru că acolo de multe ori stă diferența. Ni se cere să vedem și partea practică a lucrurilor, nu doar teoria. Tot ziua de sâmbătă este foarte puternică pe tot ceea ce ține de feminin, adică intrăm în contact cu multe femei, cu prietene sau putem să aflăm tot felul de lucruri. Este și o zi de sâmbătă în care nu prea vom înțelege noi mare lucru din ceea ce ni se întâmplă, doar că vom avea niște emoții extraordinar de puternice. Nu știu acum somnul cum o să fie, da, în preajma zilei de sâmbătă, dar având în vedere că este ziua lui Saturn și Saturn se cam află în cuadratură, da, cu Soarele și cu Marte, chiar dacă nu e la grad exact, dar începe să se simtă cuadratura de săptămâna viitoare. Acum, asta înseamnă că, v-am mai spus eu, Saturn acolo în Pești e foarte sincer și te cam trezește așa la realitate din visare, în mod special. Și atunci, posibil, da, să nu acceptăm foarte mulți dintre noi realitatea. Da? Însă, în ziua de sâmbătă, ni se cere totuși să ne ascultăm foarte mult intuiția, chiar dacă nu are logică, dacă asta înseamnă să asculți intuiția, chiar dacă nu are logică ceea ce îți vine ție în minte ca și idee, uite, urmează ideea aia, dacă oricum e o perioadă în care nimic nu-i logic, da? Nimic nu-i logic, totul curge așa de la sine. Bun, ziua de duminică, duminică se mai clarifică așa lucrurile, chiar ziua de duminică este foarte bună pe relațiile cu oamenii din jurul nostru. Este o zi bună, poftim, în relația cu femeile, acolo lucrurile sunt mai liniștite și de asemenea tot ziua de duminică poate să vină și cu un noroc, da? Este o zi norocoasă, este o zi în care putem să facem lumină într-o problemă, putem să ne clarificăm o situație. Da. Cam atât în mare parte. O să vorbesc pentru fiecare zodie, da, pe unde are loc conjuncția asta și ce anume impactează, da. De asemenea, te invit să asculți și de la zodie și de la ascendent, vezi și ce fac persoanele cele mai dragi ție. Dacă vrei să vezi ce urmează în următoarea săptămână, când Soarele schimbă zodia, Marte schimbă zodia, avem niște evenimente foarte ciudate săptămâna viitoare. Care la fel, din punctul meu de vedere, predispun așa la o trezire puțin la realitate. Cumva suntem pregătiți pentru decembrie. Da? Bun, vă reamintesc și de previziunile pentru 2024. Au apărut toate citirile de tarot pentru fiecare zodie. Am analizat fiecare domeniu de viață, așa că dacă n-ai văzut, te invit să o faci. Și îți reamintesc și de aplicația Tarot by AI.
O găsești pe Magazin Play momentan, doar pe Android. Acolo ai citire de viitor cu tarotul acesta nou, da? E gratuit tot, deci utilizarea aplicației este gratuită cu toate funcțiile care sunt acolo. De asemenea, vă invit cu drag acolo pentru că aveți în fiecare zi culoarea norocoasă, numărul norocos și mai mult decât atât, puteți să analizați oricând aveți nevoie și relația, știu eu, dintre tine și o anumită persoană, să vezi ce gândește omul ăla, ce simte, da, cam ce e la baza manifestărilor sale, cam în ce ape se scaldă în momentul de față. Bun, nu aveți limită în aplicație, deci vă aștept cu drag acolo oricând doriți. Bun, hai să vedem ce se întâmplă cu fiecare zodie. De data asta iau tarotul că avem multe de discutat weekendul ăsta, se întâmplă multe evenimente. Mici, e adevărat, dar intense. Zodia Berbec. E, dragi berbeci, pentru voi sâmbătă de dimineață apar niște responsabilități, apar niște discuții acolo interesante, mai rezolvați voi ceva, dar în general weekendul pentru tine e despre ieșirea cu prietenii, despre relația cu grupurile mari de oameni, poate stai mult pe zona de online și foarte mulți berbeci vă faceți planuri de viitor. Poate cine știe planuri pentru sărbători pentru unii dintre voi. Posibil și acest lucru, mai ales în ziua de duminică. Pe de altă parte, este un weekend de maximă putere pentru tine, da? E ceva acolo care fie te deranjează, fie unii berbeci. Poate aveți niște cheltuieli sau poate împrumutați niște bani sau aveți niște discuții în legătură cu banii, cu moștenirile, cu un partaj poate. Poate sunt chestiuni legate de persoana iubită, de un copil. Pentru alți berbeci vedeți că este un moment în care luați o atitudine așa foarte fermă privind viața voastră. E un moment în care vi se cere să vă mai detașați puțin, da? Să vă mai detașați și să vedeți ce aveți de închis. Ce aveți de închis. Aveți multă energie, dar chiar și așa eu v-aș sfătui să fiți puțin atenți, să nu exagerați cu absolut nimic, că nu este cazul. Duminică de dimineață, uite, ai o discuție frumoasă cu o prietenă, cu o femeie, cu cineva anume. Îți vine cineva în vizită, te întâlnești cu cineva. Hai să vedem, dragi berbești, ce faceți voi. Ce trebuie să știți? Un weekend cu un foarte mare impact pentru tine. Judecata 6 de bâte. Uite, așteptai de mult timp să primești această veste și în weekendul ăsta apare. De asemenea, este un weekend în care primești tot felul de vești bune, reușești să rezolvi tot felul de lucruri importante și poate să fie un weekend în care unii berbeci vă revedeți cu persoane dragi vouă, un weekend în care poate știu eu aflați un adevăr. Apoi avem 10 de cupe. Se pare că te întâlnești cu un grup de oameni foarte drag ție, poate să fie și un weekend în care te întâlnești cu familia, cu persoane apropiate de inima ta, dar văd aici, dragi berbeci, o bucurie mare legată de casă, de familie. Ultima carte, Cavalerul de Bâte. Da, vedeți că este și un weekend în care sunteți foarte pasionali, este un weekend în care vreți să trăiți intens, știu eu, poate în relația cu partenerul, poate cunoașteți pe cineva și nu m-ar mira ca foarte mulți berbeci să vă îndrăgostiți weekendul ăsta sau să vi se pună pata așa pe cineva și să spuneți gata, asta e persoana, merg înainte. Un weekend bun pentru berbec, un weekend cu foarte multă energie, un weekend în care se mai clarifică lucrurile. Zodia Taur. Dragi tauri, pentru voi prima parte a zilei de sâmbătă, nu știu, vă găsește acolo, pe concentrați, pe plan spiritual, pe partea aceasta de străinătate, pe acte, aveți niște discuții importante și cu siguranță în a doua parte a zilei de sâmbătă și respectiv ziua de duminică sunt momente în care străluciți de-a dreptul, ieșiți în evidență indiferent ce faceți, iar dacă ești taur născut la început de zodie, vezi că acolo pot apărea niște tensiuni în relația cu autoritățile, mai ales sâmbătă sau în relația cu părinții, în relația cu partenerul de viață, în relația cu cineva care are autoritatea asupra ta. Bun, acum este un moment, dragi taurii, în care, nu știu, intrați în contact cu un bărbat sau cu niște bărbați din viața voastră. Poate discutăm despre o rudă, poate discutăm despre partenerul de viață, un părinte. Sunt niște oameni acolo, da, cu care intrați în contact și fie ăștia sunt mai radicali din fire, fie este vorba despre un moment în care foarte mulți tauri vă dați seama că o relație cam trebuie să se închidă, că aia e, da? Sau trebuie să se transforme.
că devine mai intensă, că se rupe relația, asta depinde de fiecare, dar cu siguranță pe acolo apare oarecare provocare. Da? Unii tauri cumva nu o să vă mai lăsați influențați de către prieteni, nu o să vă mai lăsați influențați de către oamenii din jurul vostru, începând cu acest weekend, și cu siguranță o să faceți doar ceea ce vă place. Iar ziua de duminică este extraordinar de bună pentru tauri, mai ales dacă discutăm de muncă, de rutină zilnică și indiferent ce faci tu ziua de duminică, lucrurile ți ies bine și primești și premiu. Da. Hai să vedem, dragi tauri, ce spune și tarot. Motanul e aici prezent cu noi, dar are treaba. Nu cred că vine pe masă, pisica doarme pe aici pe sus. Asul de bâte, valetul de spade. E o persoană curioasă aici în jurul tău care vrea să știe mai multe lucruri despre tine. Poate să fie și un weekend în care unii tauri vă găsiți o pasiune, nu știu, vă vine o idee bună, sunteți pasionați și mergeți și vă interesați. Căutați pe internet informații, vă apucați și dați telefoane și uite, poate să fie cineva care îți vine în vizită sau poate știu eu, mergi tu undeva anume. Apoi avem patru de spade, un weekend în care meditezi, te simți bine, ești liniștit, relaxat, doar că este un weekend în care ești foarte mult pus pe gânduri. Ultima carte, 7 de spade. E, ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine. Atenție puțin la un dușman sau la o persoană care nu prea are intenții foarte bune în această situație. Da? Poate să fie vorba despre un bărbat, poate să fie vorba despre o persoană mai rațională, o persoană mai dură, așa cum ziceam și mai devreme. Cumva, dragi tauri, dacă vreți, dacă sunteți pasionați de ceva sau dacă vreți voi să faceți ceva cu tot sufletul, părerea mea sinceră, țineți pentru voi. Țineți pentru voi, că e posibil să întâlniți pe cineva sau să fie o persoană în jurul vostru care să zică, nu știu, spune că aia, ideea asta e banală, e o prostie și atunci te descurajează și îți pierzi din energie. Da? Deci țineți pentru voi că e mai bine așa. Zodia Gemeni. Dragi gemeni, hai că prima parte a zilei de sâmbătă e mai aglomerată, așa, e mai intensă, e cu lupte, e provocatoare. Doar că ce-ți vedeți voi, pentru că apar tot felul de lucruri de făcut de asta și cu siguranță unii gemeni reușiți să finalizați ceva, reușiți să ajungeți în alt punct. Cumva unii gemeni poate vreți să abordați diferit o anumită situație, poate legată de muncă, poate legată de sănătatea voastră, de rutina zilnică. Na, pe acolo vi se cer niște schimbări. Că na, v-am spus, schimbările mari încep cu cele mici, de zi cu zi, nu așa peste noapte, că e cam imposibil. Acum nu vă descurajez să faceți asta, puteți să o faceți, dar părerea mea e că trebuie să luați lucrurile ușor, mai ales cu Saturn acolo. Da. Revenind, ziua de sâmbătă, uite, poate să vină acolo cu o mică mare provocare, poate e ceva legat de un bărbat, poate e ceva legat de o persoană din familie, poate e ceva legat de muncă. Pentru unii gemeni poate să fie ceva legat de sănătate. Cumva, dacă vreți, este un fel de trezire la realitate pentru voi. E bine să vă ascultați intuiția, pentru că în a doua parte a zilei de sâmbătă și ziua de duminică sunteți foarte bine susținuți pe relația cu străinătatea, relația cu studiile superioare, tot ceea ce ține de divinitate, de studiu, cumva foarte mulți gemeni o să vă doriți libertate și o să vă cam dați seama pe unde o găsiți. Duminică de dimineață văd că e un moment bun în relația cu un copil, în relația cu persoana iubită, poate ai o discuție frumoasă cu o femeie din viața ta, iar alți gemeni poate chiar aveți foarte multă creativitate în ziua de duminică. Sâmbătă e ceva acolo care vă displace vouă. Poate unii gemeni, știu eu, e cazul să mai întrerupeți anumite relații de prietenie pe la muncă sau cu rudele. Poate e bine să țineți anumite chestii și pentru voi, dragi gemeni. Unii gemeni pur și simplu o să vă dați seama că e cazul să acționați diferit dintr-un anumit punct de vedere. Hai să vedem, dragi gemeni, ce trebuie voi să știți. Arcana majoră, diavolul, cavalerul de bâte, o legătură cu zodia Capricorn, dar este și o zi în care ești foarte concentrat pe partea materială. Weekendul ăsta aveți că ți se apasă și ție niște butoane. Da? Și e ca și cum unii gemeni, nu știu, vă doriți foarte mult ceva anume, dar nu prea vedeți exact cum stau lucrurile. Vedeți că este un weekend în care
ceva vă împinge așa să acționați, vă aruncați cu capul înainte. Asul de monede, un loc nou în care mergi, dar poate să fie și un weekend în care ți se oferă o șansă foarte frumoasă. Poți să primești o veste bună în legătură cu un proiect, în legătură cu o sumă de bani. Ultima carte, 2 de bâte. Niște planuri de viitor pe care ți le faci. Și poate să fie și un weekend în care unii gemeni și eu vă planificați o plecare cumva de Crăciun, de Revelion. Pentru că da, să știți că duminică, sigur, ori avem discuții, da? Fiecare dintre noi în legătură cu sărbătorile, fie ne planificăm fizic sau la nivel mental. Da? Un weekend în care foarte mulți gemeni e ca și cum primiți o dovadă, primiți ceva palpabil și atunci vă liniștiți. Vă liniștiți și începeți să priviți către viitor. Poate să fie și un weekend cu mici mari blocaje, dar așa cum spuneam, dragi gemeni, poate știu eu, e un moment în care vă mai limitați acolo persoanele, da, cu care intrați în contact. Și poate nu vă mai lăsați influențați de șef, de părinți, de persoane cu autoritate asupra voastră, poate ar fi cazul. Zodia Rac. Dragi raci, prima parte a zilei de sâmbătă te găsește în contact cu foarte mulți oameni. Acolo, sâmbătă de dimineață, ai o discuție, se închide ceva, se întâmplă ceva. E un moment interesant. Însă, vezi tu, e un weekend în care pot apărea și blocaje, bineînțeles, dar pentru unii raci vedeți că este un moment în care începeți să vă treziți puțin la realitate privind și relația cu un copil sau relația cu persoana iubită. Pentru că acolo fie apar niște provocări, fie apar niște discuții, pot fi chestiuni legate de o afacere pentru unii, pot fi chestiuni legate de starea voastră de bine. Da? Unii, nu știu, poate vă dați seama că, uite, nu mai place să studiez chestia respectivă sau nu mai place să fac nu știu ce lucru. Pe de altă parte, ziua de duminică este destul de aglomerată pentru tine și, în general, weekendul ăsta, dacă vrei, pot apărea tot felul de lupte. Poate să fie un weekend pentru tine în care ai foarte multe lucruri de făcut, ai foarte multe chestiuni de rezolvat, poate ai niște cheltuieli acolo, poate unii raci începeți să vă dați seama cam pe unde vă pierdeți energia și, așa cum ziceam, mai închideți și voi anumite relații, de ce nu? Alți raci o să conștientizați weekendul ăsta că multe lucruri depind de voi și de nimeni altcineva și, bineînțeles, că duminica atenția voastră e pe casă, pe familie, nu știu, vă vin persoane în vizită, faceți mâncare, curățenie, sunteți prinși acolo pe tot felul de lucruri. Nu sunt negative, doar că sunt intense. Ia uite, soarele, spânzuratul, o legătură cu zodia pești, o legătură cu zodia leu, dar este un weekend în care foarte mulți raci o să conștientizați ce e bine pentru voi și ce nu. Poate să fie pentru alți raci și un weekend în care, nu știu, începeți să vedeți altfel tot ceea ce ține de un bărbat din viața voastră. Că e tatăl, șeful, partenerul de viață, un prieten, fratele vostru, cineva. Dar văd aici și o persoană care are niște probleme de sănătate. 9 de monede, niște bani care îți vin, dar este și un weekend în care, așa cum am spus, poți avea cheltuieli. Acum, cheltuielile astea pot însemna și faptul că mergi la cumpărături pentru casă, că plătești o factură și așa mai departe. Ultima carte, 2 de monede. Negociezi ceva, rezolvi ceva anume. Uite, poate să fie un weekend în care ești prins între două situații. Încerci să împaci pe toată lumea. Mai văd aici și faptul că, la fel, nu știu, îți vin bani dintr-o parte, dai în altă parte. Te văd puțin indecis privind o poveste de iubire, da? Pentru alții dintre voi. Stați și mai cântăriți ceva. Zodia leu. Sâmbătă de dimineață, sunteți prinși pe muncă, mai aveți ceva important acolo de rezolvat. Și cu siguranță, dragi lei, ziua de sâmbătă e destul de intensă pentru voi. Fie reușiți să finalizați ceva ce ați amânat foarte mult timp, fie unii lei reușiți să rezolvați ceva, dar vedeți că e vorba și de niște provocări. Poate unii vă gândiți să faceți un drum, poate unii vă gândiți să plecați undeva, să vă mutați, să schimbați ceva legat de casa voastră. Unii puteți avea discuții foarte intense în acest weekend privind sărbătorile, da, pe unde le petreceți. Știu că e devreme, dar vor fi discuții. Eu nu zic acum că vă luați și bilet de avion și plecați, dar pot fi discuții, da, în acest sens.
Pe de altă parte, este un moment în care puteți să aveți acolo și niște discuții intense privind relația cu un copil, relația cu persoana iubită, plăcerea voastră din casă, din familie. Poate să fie și un weekend pentru alții lei în care intrați în contact cu extraordinar de mulți oameni, aveți niște discuții acolo interesante și dacă ai ceva de rezolvat important în acest weekend, dacă ai ceva de finalizat, reușești și lucrurile sunt bune tot înainte. Doar că, dragii lei, fie este o situație care presupune să dați niște bani, fie este o situație care presupune să acceptați niște schimbări care se petrec de ceva timp în viața voastră. Hai să vedem, dragii lei, ce trebuie voi să cunoașteți. Ce trebuie să știți? Îndrăgostiții, o legătură cu zodia Gemeni și soarele zodia ta. Deci, dragii lei, poate să fie și un weekend extrem de pasional pentru voi, extrem de frumos, alții vă distrați, voi vin persoane în casă, dar dacă vă vin persoane în casă, ia fiți voi atenți pe la bani, da? V-aș recomanda. Sau pe la lucrurile de valoare pe care le aveți. Sunt niște discuții aici foarte intense privind un parteneriat, privind relația cu partenerul. Și acum, na, aleii care vă știți în relații disfuncționale, vedeți că poate să apară acolo o mică mare ceartă, poate să apară o discuție ciudată. Doar că partea bună e că se rezolvă situația. Cavalerul de monede. Faci un drum pentru a rezolva ceva, poate faci un drum către muncă sau un drum ca să faci niște cumpărături pentru casă. Însă văd aici că ceva se așează, ceva începe să arate altfel. Alții văd că vă pregătiți pentru un drum, pentru o călătorie. Da? V-am zis, fie aveți discuții, fie fizic, da, mergeți undeva. Vă vine cineva în vizită. Lucrurile văd că încep să se miște într-o anumită direcție. Și sunt chestiuni legate de planul financiar. Zodia Fecioară. Dragi Fecioare, pentru voi, prima parte a zilei de sâmbătă, nu știu, sunteți prinși acolo pe un copil, pe plăcerea voastră, pe persoana iubită. E ceva acolo care vă provoacă, să zic așa. Da? Pe de altă parte, vedeți că este un moment în care pot fi niște discuții foarte tranșante privind relația cu rudele, privind relația cu vecinii și vedeți că sunt lucruri care țin de bani pentru unii dintre voi. Fie este vorba despre un împrumut, fie este vorba despre niște cheltuieli, pot fi discuții legate de acte pentru unii dintre voi și, repet, fecioarele care vă știți cu probleme prin casă, prin familie sau în relațiile cu oamenii din jurul vostru, vedeți că se pot accentua în acest weekend și este bine să fiți foarte atenți la modul în care reacționați, vă ziceam eu. Acum, da, este o perioadă în care vi se cere să faceți curățenie generală în viață, să schimbați tot, dar asta, da, depinde fix de voi să vă deschideți în fața schimbărilor. Da, dacă vreți, trebuie să fiți puțin atenți pentru că v-am spus că aveți persoane în jurul vostru care imediat pot închide relația. Da? Deci nu stau la discuții, sunt persoane care poate sunt mai sensibile din fire, poate sunt mai dure la exterior. Și atunci, da, puteți să vă treziți cu tot felul de reacții. În general, în a doua parte a zilei de sâmbătă și respectiv ziua de duminică, sunt momente în care te preocupi foarte mult de muncă, de rutina zilnică, poate ai ceva important de rezolvat. Și interesant este că, uite, duminică poți să primești o apreciere de la o persoană dragă ție, poți să primești niște bani, pot fi niște discuții acolo în casa ta, în familia ta. Alții, nu știu, să spun că faceți ceva important pentru casă, faceți mâncare, vă pregătiți pentru ceva. Iar duminică, posibil să aveți și voi niște discuții privind sărbători sau privind luna decembrie, nu știu. Stabiliți ceva, faceți ceva. Hai să vedem, dragi fecioare, ce faceți voi. Vi se cere să vă asumați, vi se cere să tratați lucrurile cu seriozitate, da, cu seriozitate. Pot fi niște discuții acolo intense, repet, legate de bani, legate de o închidere, de o moștenire, de un partaj, de un împrumut, de o pensie, de o bursă. Deci sunt niște discuții. Știu că e weekend, dar lucrurile pot fi la nivel de discuție. Și fiți puțin atenți și pe sănătate, v-aș recomanda în acest weekend.
Puterea nouă de bâte, da, îți e teamă ție de ceva aici. Parcă ai obosit în legătură cu o luptă, în legătură cu o situație anume. Nu știi cum să reacționezi. Da? Stai aici și te lupți cu ceva și uite, îți faci tot felul de iluzii, îți faci tot felul de gânduri. Pe de altă parte, uite, partenerul tău sau oamenii din jurul tău, da, își fac tot felul de iluzii sau își fac tot felul de griji în legătură cu tine. Dar pentru voi, repet, pot apărea mici mari tensiuni legate de oamenii din jurul vostru. Regina de bâte, o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Poate să fie și un weekend în care ai o foarte mare încredere în tine. Eu nu zic nu, doar că, repet, fii foarte atent cum te exprimi, cum ceri, ce anume ceri, pentru că, repet, se pot rupe niște chestii, da, chiar și cu rudele, chiar și chestii vechi, chiar și prietenii vechi, chiar și, da? Ultima carte, doi de bâte. Un weekend în care ești puțin pus așa în așteptare, unii vă faceți niște planuri pentru viitorul vostru, pentru un drum mai lung și unii văd aici că aveți niște discuții interesante privind o călătorie în străinătate sau privind zona aceasta a depărtărilor. Intrați în contact cu o persoană care e la depărtare de voi, e un moment în care cineva poate vă trezește puțin la realitate și vă pune pe gânduri. Zodia Balanță. Dragi Balanțe, prima parte a zilei de sâmbătă vă găsești concentrați pe casă, pe familie, pe viața privată și acolo aveți de închis ceva, aveți de rezolvat ceva. Fie este vorba despre niște bani pe care îi așteptați, fie este vorba despre o cheltuială. Și interesant este că pentru voi este un weekend în care fie rupeți o relație, da? Dar aici totul pleacă de la bani sau pleacă de la aprecierea pe care o primiți, iar unii reușiți să finalizați ceva foarte important legat de un proiect, legat de un grup de oameni, legat de poate zona aceasta de online. Cumva pentru unii pot fi doar discuții, da? Pentru alții sunt chestii fizice. Niște lucruri foarte intense acolo care se produc, da? Și care ție personal îți vor da o stare de bine, o stare de relaxare. Așa cum ziceam, fie apar niște cheltuieli, fie este un moment, dragi Balanțe, în care vi se spune să renunțați la bani, la o persoană, cumva sunteți puși în fața unei decizii. În a doua parte a zilei de sâmbătă și ziua de duminică sunt zile în care vrei să te relaxezi, vrei să te simți bine, vrei să stai cu copilul tău, poate îți vin tot felul de idei geniale și poate unii vă programați ceva sau aveți niște discuții în acest sens pentru luna decembrie sau pentru perioada sărbătorilor. Duminică este o zi mai bună pentru tine, uite, poți să cucerești pe cineva, poți să ai o discuție frumoasă cu persoana iubită, cu o persoană dragă ție. Cumva, duminică, dacă vrei să mai liniștesc apele, doar că, repet, dragi Balanțe, aici trebuie să fiți atenți. Și la ce v-aș mai recomanda să fiți atenți și pe zona aceasta a alimentației în weekend. Fiți atenți că nu e de joacă, cumva vi se cere să abordați lucrurile mai serios. Pot fi și niște tensiuni, bineînțeles, care țin de sănătate, de muncă, care țin de viața voastră privată. Vedeți că și de acolo vi se trag multe. Da? Și problemele astea de sănătate. Să știți că mai au și un corespondent aici fizic, dar și energetic. Da? Vedeți și voi pe unde stați, cu cine stați, ce informații primiți, dacă le înghițiți pe toate, că nici asta nu vă fac bine. Da, hai să vedem. Reluați ceva ce n-ați rezolvat la timp. 6 de monede, regina de cupe, exact ce ziceam, da? Uite, poți să ai aici o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești, sau este un weekend în care ești mai sensibil din fire, sau intri în contact cu o persoană sensibilă, dulce, iubitoare, blândă, doar că vezi tu aici sunt niște bani pe care îi dai sau bani pe care îi primești, pot fi niște discuții aici în legătură cu un ajutor pe care fie cineva ți-l oferă, fie tu îl oferi. Arcana majoră, moartea, din nou conexiune cu zodia Scorpion, dar este un weekend în care poți să închizi ceva, poți să finalizezi o situație destul de dificilă, aș zice eu, și să știi că este un weekend în care va fi nevoie să iei o decizie. Alții pur și simplu finalizați ceva. 5 de cupe. E, ceva aici nu vă place, ceva nu vă convine, puteți vă uitați doar spre cupele astea vărsate, ceea ce nu este indicat. Adică încercați să acceptați un final, încercați să acceptați că ceva nu mai merge,
Încercați să acceptați că niște pahare s-au spart, da? S-au spart, le luați, le duceți la gunoi și folosiți paharele pe care le mai aveți acum. Da? Cam așa și aici, vedeți, dacă ceva nu mai merge, nu mai insistați. Ceva ce ți-ai dorit tu. E ca și cum vrei să împaci pe toată lumea și până la urmă nu-ți iese. Da? Zodia Scorpion. Dragi Scorpion, e weekendul vostru, din nou. Da. N-am nimic cu voi, nu că vă favorizez cu vreo ceva, dar așa sunt planetele pe cer momentan. De săptămâna viitoare o să le spun săgetătorilor că e momentul lor acum, e momentul vostru. Și, dragi scorpioni, prima parte a zilei de sâmbătă vă găsește pe drumuri, pe conversații, poate știu eu, aveți tot felul de lucruri importante de rezolvat. Și unii scorpioni cu siguranță sâmbătă, în prima parte a zilei, deodată spuneți, uite, m-am hotărât, schimb mașina, m-am hotărât, schimb drumul, m-am hotărât, uite, hai să am discuția asta. Sau dacă vă provoacă cineva printr-o discuție, direct o spuneți, fără menajamente. Bineînțeles că este un weekend, așa cum ziceam, în care puterea e la tine, forța e la tine și foarte mulți scorpioni veți lua decizia să fie să mai lăsați copilul ăla în pace, să se descurce pe cont propriu și vă dați seama că trebuie să vă ocupați puțin și de viața voastră, fie alți scorpioni vă dați seama ce nu vă place și vă apucați de făcut schimbări, dar destul de drastice, aș zice eu, destul de drastice, pentru că unii fie porniți niște discuții legate de bani, fie legate de cât sunteți voi apreciați pe un anumit domeniu, pe o anumită situație. Da? În a doua parte a zilei de sâmbătă, ziua de duminică, sunt momente în care casa și familia sunt foarte importante pentru tine, intri în contact cu mulți oameni, cu persoane dragi ție și vezi tu, este un weekend foarte, foarte drăguț, aș spune eu, în care poți să rezolvi multe, multe chestiuni. În noaptea de sâmbătă spre duminică pot fi niște tensiuni în relația cu partenerul de viață, în relația cu niște rude, în relația cu oamenii din jurul tău. Poate visezi ceva ciudat. Doar că, vezi tu, duminică e posibil să ai niște discuții așa foarte interesante, discuții pe care poate le-ai amânat sau poate sunt secrete pe care le afli. Știi cum? E un moment în care parcă îți vine un verdict, da? Ai făcut o investigație și acum îți vine rezultatul și rămâi total surprins de ceea ce afli. Ia să vedem, dragi scorpioni, ce faceți voi. Ce trebuie să știți pentru scorpion? Un weekend în care, uite, norocul vă vine prin a închide ceva, prin a rezolva ceva anume, prin a lua o decizie. Poate vă treziți puși într-o situație în care ați mai fost și acum, na, dacă ați mai trecut prin asta, treaba voastră ce decizie luați. Dacă o să reacționați la fel, dacă luați aceeași decizie, vă treziți iar în aceeași situație. Dacă nu se întâmplă nimic diferit, dacă noi nu facem ceva diferit, da? Dacă noi reacționăm la fel într-o situație, da, la nesfârșit o să ne trezim în aceeași poveste. Avem diavolul și roata destinului. Păi, dragi scorpioni, vi se apasă niște butoane weekendul ăsta și cu siguranță este un weekend în care partea materială a lucrurilor e foarte importantă și aici văd că se iau niște decizii. Pot fi niște discuții, uite, intense undeva pe duminică legate de sărbători sau legate de luna decembrie. Poate nu-ți plac atât de mult, dar e un moment intens. Șapte de bâte. Iei atitudine. Dai exemplu celorlalți. Este un weekend în care poate te simți și oarecum provocat, dar aș merge eu pe ideea că cei mai mulți scorpioni aveți o încredere maximă în voi. Ultima carte, Cavalerul de Spade. Da, acum știți cum, dragi scorpioni, nu știu cât de mult o să vă supere ceilalți, cât mai degrabă răbufniți voi. Da, v-am mai zis, nu vă uitați foarte mult spre ceilalți, cât mai degrabă voi. La voi e forța, la voi e tot ce trebuie. Pot apărea drame, pot apărea discuții din acestea ciudate, tranșante. Spuneți, fa, e făcut aia, e făcut cealaltă și lucruri care se întâmplă brusc. Da? Chestiuni legate de casă, de familie, poate e vorba de două femei, de o rivală, de o prietenă.
Da, și aici văd că, nu știu, e cineva căruia îi pare rău privind niște bani. Unii scorpioni nu m-ar mira să spuneți, nu-mi trebuie nici bani, nu-mi trebuie nimic, eu vreau liniște. Zodia săgetător. Dragi săgetători, în primul rând, multă odihnă weekendul ăsta, chiar nu ar strica. Chiar nu ar strica. În primul rând, în prima parte a zilei de sâmbătă, atenția e pe bani, pe aprecierea ta, nu știu, primești un cadou, primești o recompensă, o reducere, primești bani, primești cuvinte de laudă, de apreciere, deci te simți bine și e ceva acolo care îți dă încredere în tine. Acum, în general, ziua de sâmbătă vezi că vine cu un moment destul de ciudat pentru tine, adică ți se apasă niște butoane foarte serioase. Și poate ți este pusă la încercare intuiția, credința în divinitate și uite ce te-aș sfătui eu, să fii așa deschis în fața adevărurilor pe care le afli, mai ales dacă discutăm de casă, de familie, de viața privată, mai ales dacă discutăm despre faptul că e cazul să mai pui punct la anumite relații, că nu toate trebuie să meargă așa până la adânci bătrânețe, că ne naștem singuri și murim singuri, că intrăm în contact unii cu alții pentru o perioadă de timp, asta este altceva. Da? E un scop acolo, e o durată, cum s-ar spune, da? Scopul și durata vizitei, cam așa și la tine. Pot apărea niște chestiuni ciudate legate de familie, legate de trecut, poate sunt chestiuni care abia acum se reactivează și partea bună a lucrurilor este că poți să faci ceva, poți să discuți despre el, poți să acționezi. În a doua parte a zilei de sâmbătă, ziua de duminică, sunt momente în care faci multe drumuri, comunici, mult înveți, intri în contact cu rude, cu persoane apropiate ție. Și bineînțeles că tot duminică, în prima parte a zilei, e ceva legat de relația cu prietenii. Uite, duminică intri în contact cu o prietenă, primești o veste bună sau tu contactezi o prietenă, primești o veste bună de pe internet, îți faci niște planuri, poate și tu, în legătură cu luna decembrie, că e vorba de sărbători, că e vorba de ziua ta, n-aș ști să zic exact, depinde de fiecare. Doar că este un weekend în care, uite, ești norocos așa atunci când vine vorba de oamenii din jurul tău, deci încearcă să îi asculți și pe ei, chiar dacă par așa ei mai superficiali, chiar dacă par mult prea entuziasmați și curioși din nimic. Hai să vedem, dragi săgetători, ce faceți voi. Steaua, 6 de bâte, uite, o legătură cu zodia vărsător, o bucurie mare care apare aici, poate e vorba de o persoană cunoscută sau este vorba despre o persoană la care se ajunge greu, poate să fie un weekend în care uite, faci un drum undeva anume, te întâlnești cu o persoană dragă ție, este un weekend în care ai parte de o bucurie, de o victorie. Turnul, wow, turnul e cu un adevăr care este la suprafață, e ceva care spuneam eu că de mult timp acolo tot te deranjează, tot te înțeapă și acum spui gata, hai să vedem ce deranjează ca să eliminăm problema. Surprize mari care apar, dragi săgetători. Ultima carte, valetul de bâte. Poate să fie o surpriză legată de un adolescent, legată de o aventură, poate să fie o surpriză legată de o activitate nouă pe care o faci, dar văd eu că este un weekend în care foarte mulți săgetători cumva o să aveți încredere în voi și o să spuneți gata, iau decizia și gata, știu ce fac. Unii vedeți că puteți să aflați de a treia persoană sau puteți să vă dați seama că nu totul e așa cum pare. Mai ales, repet, cei de prin relații las niște vești care vă surprind destul de mult. Zodia Capricorn. Dragi Capricorni, pentru voi prima parte a zilei de sâmbătă e bună, da? Aveți multă energie, sunteți în forță acolo, vă învingeți o teamă, vă aranjați, sunteți concentrați pe voi. Doar că în a doua parte a zilei de duminică accentul cade pe bani și să știți că este un weekend norocos pe bani pentru voi, mai ales duminică. Acolo, deci dacă vreți să mergeți la cumpărături, dacă vreți să, nu știu, intrați în contact cu niște oameni din jurul vostru, o să fiți apreciați, o să fiți aplaudați, lăudați, primiți reduceri, poate primiți, nu știu, primiți mici atenții, nu știu, că ieșiți cu o prietenă și vă plătește ea cafeaua sau primiți ceva gratis, primiți o reducere, deci pot fi chestii banale pentru alții, că nu toată lumea primește bani. Dar ideea e că vă simțiți voi apreciați, vă simțiți bine. Acum,
Este un weekend în care trebuie făcut o curățenie pentru voi legată de prieteni, legată de grupuri mari de oameni, poate e legat de viitorul vostru, viitorul unei persoane din familie. Și vi se cere, dragi capricorni, să vă mai deschideți în fața unor noi idei. V-am zis, este o perioadă de studiu pentru voi și da, studiul ăsta e și de voie și de nevoie și de data asta e de nevoie. Cumva, dacă vreți, unii puteți să aflați despre planul unei persoane din jurul vostru și poate inițial să nu vă placă. Aflați niște lucruri care vi se par ciudate, însă, așa cum ziceam, poate să fie un weekend și în care, știu eu, mai aflați un adevăr, mai aflați ceva. Unii poate acum aveți curajul și vă faceți niște planuri mărețe pentru viața voastră. Hai să vedem, dragi capricorni, poate să fie o reacție ciudată a unui bărbat sau a unor bărbați, poate este vorba despre un grup de oameni din care faci parte, poate este vorba despre un proiect important. Pot fi și chestiuni financiare pentru unii capricorni. 9 de cupe, regina de monede. Unii văd că vă recăpătați așa încrederea în voi și aveți curajul să schimbați ceva, aveți curajul să sperați la ceva mai bun. Este un weekend în care, uite, simți că ceva se închide, simți că ceva ajunge cumva la un apogeu și pe de o parte te bucuri, pe de altă parte fie ești obosit, fie ți este teamă. Regina de cupe, deci femeile au un rol foarte important weekendul ăsta în viața ta, că este vorba despre mama ta, despre prietenele tale, despre vecine, rude, nu știu, în general vorbind, unii puteți avea legătură și cu zodii de apă, rac, scorpion sau pești, dar este și un weekend în care dai dovadă de răbdare, de iubire sau intri în contact cu persoane mai sensibile. 10 de cupe, uite, foarte multă bucurie pentru casa ta, pentru sufletul tău în acest weekend. Ceva te bucură, ceva te face să vezi lucrurile altfel. Doar că, dragi capricorni, nu știu, parcă intrați în contact aici cu o lume în care e o femeie, e o persoană care are, nu știu, e idealistă, da? Vede lumea într-un anumit fel. Și poate vouă nu vă place chestia asta. E un final. Zodia Vărsător. Prima parte a zilei de sâmbătă nu prea aveți voi suficientă energie, poate chiar știu eu vă învingeți o teamă sâmbătă dimineață sau sunteți prinși cu tot felul de lucruri și de asemenea vedeți că este un moment în care se ia o decizie foarte importantă pentru voi. Fie la muncă, fie este o decizie pe care partenerul de viață o ia, fie este vorba despre o decizie legată de șeful tău, poate tu iei decizia și spui gata, îmi dau demisia sau poate este vorba despre partenerul de viață, despre o persoană din jurul tău care cumva are de luat niște decizii importante, care poate nu-ți plac sau care poate te trezesc puțin la realitate privind cât contează cuvântul tău în relația aia, cât contează cuvântul tău la muncă, poate știu eu cât contezi tu. Alții, nu știu, poate aveți o perioadă în care aveți foarte mult de lucru, poate și în weekendul ăsta vă preocupați de tot felul de lucruri importante. Doar că, vedeți voi, este vorba despre viitorul vostru, despre viitorul unei relații. Da, vărsătorii care vă știți în tensiune cu partenerul de viață sau cu un părinte, vedeți că acolo se reiau, da, lucrurile astea. În a doua parte a zilei de sâmbătă și respectiv ziua de duminică sunt zile în care vă recăpătați energia, vă simțiți mai bine, sunteți mai energici și undeva duminică uite că ai o discuție cu o femeie care e la distanță de tine. Fie în altă țară, fie în alt oraș, este vorba despre o femeie care cumva e mai intuitivă din fire, poate să fie cineva din familia ta sau o persoană pe care nu ai mai văzut-o de mult timp. Iar pentru alți vărsători poate aveți niște discuții privind o călătorie îndepărtată, dacă sunteți în străinătate poate vă faceți planuri pentru a veni în țară sau invers vă pregătiți să plecați undeva, da? Într-o țară străină sau într-un alt oraș. Puteți să aveți doar discuții, repet, da? Alții pur și simplu intrați în contact cu niște rude. Duminică sunteți foarte, foarte comunicativi și cu siguranță, foarte mulți vărsători, începeți să vedeți puțin lucrurile altfel. Hai să vedem, dragi vărsători, ce trebuie voi să știți. Patru de monede, judecata, roata destinului.
Primești o veste care îți dă o încredere în tine sau primești o veste privind o persoană care este mai încăpățânată, poate este o persoană care nu e foarte deschisă la schimbări, dar este un weekend cu foarte mare noroc pentru tine. Da? Poate cineva aici ia o hotărâre. Cavalerul de cupe. Te întâlnești cu o persoană iubită, primești o veste de la o persoană care este în altă țară sau în alt oraș, dar este o persoană fie din familie, fie o persoană foarte apropiată de inima ta, deci sunt vești bune. Alți vărsători, nu știu, poate vă îndrăgostiți weekendul ăsta și faceți un compliment cuiva, invitați o persoană. Doi de monede. Nu prea știi tu ce să zici în legătură cu situația asta. Pe de o parte e bine, pe de altă parte nu e bine. Poate este un weekend în care ești prins între două situații diferite, viață privată, viață publică. Pentru alți vărsători poate să fie un weekend în care primiți bani, dați bani la rândul vostru, doar că, dragi vărsători, aici trebuie să mai fiți deschiși în fața unor alte noutăți. Da? Văd o nesiguranță legată de dragoste, legată de cineva anume. Ceva legat de două locuri de muncă, de ciudat. Zodia Pești. Dragi pești, prima parte a zilei de sâmbătă e mai liniștită pentru voi, nu știu, aveți multă intuiție, chiar de dimineață vă treziți așa cu foarte multă energie, foarte multă încredere în voi și undeva sâmbătă pe la amiază, unii pești spuneți gata, schimb planul ăsta de viitor sau nu știu, uite, nu vreau să mai fac asta, nu vreau să mai ies cu prietenul ăla sau uite, am zis că ies în oraș și vreau și eu să mă odihnesc că e weekend și pentru mine. Și tare bine ar fi să te bagi pe puțină odihnă în acest weekend, da? Pentru că este un weekend în care ți se cere odihnă, ți se cere să te retragi, să meditezi, să dormi, să lași puțin lucrurile să decurgă de la sine. Pentru că, uite, este un moment în care, repet, mai ești și tu puțin trezit la realitate. Privind relația cu un șef, relația cu o persoană cu autoritate, privind cât contezi tu prin societate, cât contezi tu în ochii celorlalți, o să rămâi foarte, foarte mult surprins de lucrurile care se petrec, doar că știi cum, este o situație în care tu ești protejat. Poate e cineva în jurul tău care ia o decizie așa fără să te întrebe, da? Și poate inițial nu-ți place, dar apoi îți dai seama că este ceva benefic. Și foarte mulți pești o să vă recăpătați încrederea în intuiția voastră în acest weekend, că unii cu siguranță ați cam pierdut legătura, da? Cu partea aceasta din voi. Ziua de duminică, nu știu, ești prins aici cu niște femei, cu niște responsabilități. Nu sunt chestiuni neapărat negative, este ca și cum îți vine o persoană importantă în vizită sau trebuie să ieși tu cu cineva și nu prea ai chef și ești amețit și ești somnoros. Vezi că poți să ai niște discuții foarte tranșante, foarte clarificatoare, iar unii pești poate, știu eu, faceți niște planuri și voi duminică în legătură cu o femeie, cu sărbătorile, poate e ceva legat de... viața voastră privată. Sunteți plin cu secrete weekendul ăsta. Hai să vedem ce zice și tarotul pentru tine. Regele de bâte lumea, deci ceva se finalizează. E o veste care te liniștește. Uite, poți să intri în contact cu un bărbat care este în străinătate sau un bărbat care este la distanță de tine. Mai văd o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător, dar unii e ca și cum, uite, știu, vă cere cineva bani, ia vedeți, atenție pe bani, atenție pe bani. Vedeți, cui dați bani, nu știu dacă acum cu Venus acolo poate mai vedeți înapoi, dar săptămâna viitoare nu prea îmi place mie apropierea lui Venus de nodul sud, dar mă rog. Treaba voastră ce faceți. Sunt niște discuții, nu știu, alții poate primiți bani. Da? Primiți bani. Apoi avem 7 de bâte aici pentru tine. Este un moment, dragi pești, în care poate ceva vă provoacă, dar este și un moment în care cineva ia o atitudine cumva fără să vă întrebe, fără să vă ceară părerea. Ultima carte, Cavalerul de Spade, deci niște discuții aici foarte tranșante care vor avea loc în acest weekend, dar știi cum, discuțiile astea sunt și clarificatoare, adică nu-s degeaba. E o persoană aici care nu este foarte deschisă în fața unui nou început. E ceva legat de un copil, de niște studii, de
o noutate pentru casă, dar văd eu și un adevăr aici care se poate afla. Însă, repet, dragi pești, fiți puțin atenți și pe sănătate weekendul ăsta, mai luați o pauză că meritați și voi. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru weekend. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți. Dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să te abonezi canalului, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi-ești alături și de asemenea, dacă dorești, te aștept cu drag și pe aplicația Tarot by AI. Acolo ai culoarea norocoasă, numărul norocos în fiecare zi, tot acolo ai citire de viitor cu acest tarot. Îl poți folosi. Da, poți să-ți faci câte citiri vrei tu atunci când ai nevoie de o ghidare, întreabă acolo tarotul că o să-ți răspundă și tot acolo ai o citire, da, în care analizezi relația dintre tine și o anumită persoană atunci când ai tu nevoie, te-ai gândit la o întrebare, ai amestecat cărțile și vezi ce ți se transmite, poți să vezi ce gândește cealaltă persoană, ce simte cealaltă persoană sau ceilalți la modul general vorbind, da? Poate știu eu, vezi și ce influențează cealaltă persoană sau ce influențează pe ceilalți. Bun, cam atât în mare parte. Îți mulțumesc că mi-ești alături și îți doresc un weekend cât mai frumos și te invit și la previziunile pentru următoarea săptămână, că avem evenimente destul de importante.